pune mâna să mâncăm dovleac. Așa, pentru foarte bun. Pentru că suntem în perioada asta, dovleacul cu cât stă, el e bun pentru plăcinte mai încolo, mai în martie. Ăsta a ținut toată iarna, dar acum, pentru că tot este în belșug, să-l folosim cu drag. Deci, îl punem, tăiem mărunțele, cubulețe mărunțele, e cel mai bine să-l mâncăm crud, pentru că are cea mai rară vitamină, e unica legumă, fructă, nu știu cum să-i spun, că e da, și fructă și legumă. Depinde cum îl folosești. Așa, care are vitamina T. T. Vitamina T. Da, care e foarte bună pentru organismul și pentru imunitate, de altfel. Dar scade zahărul din sânge. Dovleac copt. Uite, de pildă, dovleac crud, nu ai voie să mănânci mai mult de jumătate de kilogram pe zi. Da? Că o să ne îngălbenim, o să ne facem ca da, portocale. Dacă îl gătim la cuptor, putem mânca și până la 2 kg pe zi. Dar o plăcintă, care este dar crud, plăcintă. Dar crud e bine așa. Și vă spun cum se face. Se pune, se face la blender, o să-l tăiem mărunt, 200 de grame de morcov, 100 de grame de morcov și 150 de grame de dovleac. Și morcovul dăm prerăzătoare și punem la blender și facem, îl turnăm un pachet de iaurt și îl facem cu iaurțel și îl bem. Un shake. Un shake de... un shake. Un shake. Un shake. Așa, se poate face și la blender sub toate formele. Să putem pune în el și dar putem adăuga și citrice, sucuri și putem adăuga oriunde. Dacă vrem să-l mâncăm crud, e foarte important. După gust putem adăuga și câte o linguriță de o lingură de miere la ce ingredientele pe care le-am pus, da. Și e foarte, foarte bun și foarte gustos. Are foarte mult antioxidant, așa că poftă mare la dovleac. Foarte bun, mai ales că, repet, plăcinta cu dovleac, eu sunt mare fan, foarte, foarte bună. Cea mai bună o face bunica mea, e foarte evident. Bun și în, cea mai bună plăcinta cu dovleac o face bunica crud mea. E foarte bun și în curele de slăbire, ca să știe... Dovleacul? Da, da. Iauzi. Iauzi. Să ne pregătim pentru sărbători, să facem un pic de cură, ca să facem loc. E foarte bun. Exact.